Citeam recent 1 Timotei, am ajuns la capitolul 6, aveți Biblia la voi, aveți telefoane, Biblia pe telefoane, vă rog să folosiți, da, ne ajută și ecranul, Timotei 6, 1 Timotei capitolul 6 și m-am uitat la versetul 20, acolo mi s-a oprit privirea de data aceasta, am găsit o frază pe care am zis să mi-o notez mie, să mă gândesc puțin și apoi să împărtășesc cu voi. Și aici o să mai putem, echipa tehnică, o să mai avem un microfon disponibil pe aici, în caz că ne trebuie. Da, o să vă rog și poate vedem cine ne ajută. Și uitați ce spune în partea prima a versetului. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat. În seara aceasta, la asta vreau să rămân. Este fraza la care aș vrea să medităm. Păzește ce ți s-a încredințat. Pornesc cu o afirmație cu care toți trebuie să fiți de acord. Dumnezeu ne-a încredințat mult și multe. Corect? Dumnezeu ne-a încredințat viața. E corect? Păzește-ți viața. Și poate o să discutăm despre aspectul acesta. Dumnezeu ne-a dăruit mântuirea. Și mântuirea trebuie, cu ajutorul Lui, păzită, păstrată, până la capăt. Dumnezeu a pus în tine daruri spirituale și darul acela trebuie păzit cu puterea Lui Dumnezeu și folosit. Dar pentru că sunteți tineri, m-am gândit să mergem pe o lecție foarte practică și să ne gândim la ce ne-a încredințat Dumnezeu în trup. Câți dintre voi aveți un trup fizic, carne? A, nu sunteți doar spirit, da? Și eu am zis, cum ar fi să ne gândim la trupul nostru, să vedem ce ne-a încredințat Dumnezeu, dacă trebuie să păzim, poate cum trebuie să păzim, și m-aș bucura cineva să spună, frate Iuga, adu-ne aminte că noi, ca frate și soră în Hristos, ca frate și frate, ca soră și soră, ar trebui să ne și ajutăm să păzim. Adică tu ești prietenă cu fata de lângă tine, da? O iubești în Domnul, ea te iubește pe tine, vreți amândouă să ajungeți cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a încredințat o floare pe care trebuie să o păstreze. Tu ca prietena ei ce faci? Îi otrăvești floarea? Dar ce faci? Și ce ar trebui să faci ca prietenă? Să o ajuți așa să îngrijească de floare, că atunci când o prezintă înaintea lui Dumnezeu, să ia nota maximă. Și pentru asta ar trebui, poate spui, frate Iuga, mă uit pe internet, nu știu dacă ia-i chiar cu chestia asta, dar eu specialistă, caut pe internet, o pune la soare, o pune la frig, îi dă apă, nu-i dă apă, găurește borcanul, nu găurește borcanul, îi rupe frunze, o stropește, nu o stropește, și dacă te întreb, dar de ce? Spui, frate, dar e prietena mea. E, ce ai așteptat de la ea că ție Domnul ți-o dat să păstrezi un cactus? Ce ai așteptat de la ea? A, ea zice, de asemenea, și ea să... Bun, ați prins ideea. Și am zis așa, am început să mă uit la voi, nu știu dacă mi-am dat eu seama, dar bine, dar cred că la toți, dacă mă uit eu așa, și la tine, eu cred că ochii, privirea, e un pic deasupra auzului, da? Și am zis să încep de sus în jos, e bine? Dumnezeu ne-a dăruit ochi. Organe cu care putem privi, corect? Câți aveți ochi și aveți sănătoși? Și frumoși. Am scris eu o broșură, nu am acum să vă dau, a fost interesant, când vorbeam despre trupul nostru și am zis că ar fi frumos să avem un trup de nota 10 și mă gândeam la ochi, n-ar fi bine să avem ochi de nota 10. Și atunci am început să discut cu o trupă de tineri ce înseamnă ochi de nota 10. Surprinzător sau nu, foarte mulți se refereau la frumusețe, că ochii de nota 10 sunt albaștri, sunt verzi, sunt în carouri, cu tare. I-am lăsat să zică toate astea și am zis, bun, ați stabilit culoarea ochiului de nota 10. Nu se poate stabili, da? Ați stabilit forma, mărimea și toate astea. Și am spus, am forma perfectă, culoarea perfectă, totul perfect și ochii mei nu văd. Sunt de nota 10. Au zis nu. Și am zis, ca să fie de nota 10, nu e destul să fie frumos, care e relativ. Trebuie să fie și funcțional. Adică ochiul să mă ajute să văd.
Și pe când ne-am lămurit și au crezut ei că s-a terminat seara, am zis, bun, am formă, frumusețe tot de nota 10. Sunt funcțional de nota 10. Și n-ar trebui să fie și fidel ochiul. O să fie fidel cui? Păi zic, fidel cui, apropo? Hai, fetelor, că apoi mă duc la băieți. Fidel cui? Nu Fidel Castro, că e cu Cuba. Da, fidel cui? Păi cine mi-a dăruit mie ochii? Cine mi-a dăruit? Dumnezeu. Și dacă El mi-a dăruit cu un scop și toate, ochiul meu n-ar trebui să fie fidel Creatorului care mi-a dat? Și apoi am o întrebare, fetelor, când vă veți mărita și vă veți lua un băiat cu ochi frumoși și funcționali, ați aștepta ca ochii lui să fie fideli? Cui? A, vouă, să spui, frate, Domnului și mie, și Domnului, dar și mie, nu să uite El după una, după alta, dacă vrea să se uite, să se uite la mine. Și dacă vrea și binoclu, să pună binoclu pe mine, nu pe aia și pe aia, că acum au făcut un legământ cu mine și în legământul acesta aștept fidelitate. Am senzația că și voi, băieți, vreți așa ceva? Sau ați vrea când vă însurați, nevestele voastre să se uite la toți bărbații și să admire creația lui Dumnezeu? Și pe care îl vede să zică, aleluia, ia uite ce caracter frumos, ia uite ce mușchi a dat Dumnezeu. Nu, ar fi frumos nevastă ta. Păi nu spui, frate, ea trebuie să fie față de Creator și față de mine. Ei, vă întreb un lucru, încă o dată. Câți ați primit darul vederii? Ați auzit porunca? Giovanni, Mariana, păzește ce ți s-a încredințat. Am o întrebare, fetelor, cum vă păziți voi ochii? Ochii vă ajută sau vă încurcă? Vă întreb că eu n-am fost fată niciodată și nu mă pricep la... Nu, dar nu-mi pare rău. Deci de asta mi se pare cinstit să vă întreb, că nu știu. Voi trebuie să vă păziți ochii sau nu? Dar la ce vă fuge vouă ochii? Bănesc că după băieți nu vă uitați. Bun. Deci cu băieții n-aveți probleme. Doamne, ce frumos. Aveți alte probleme cu ochii? Ia dă-ne microfonul, frate. Să întrebăm câteva fete. Poate ne deschid și nouă mintea, știi? Te duci tu la prima fată care ai pus ochii pe ea, oricât ți-i prieten, ori dușman, și dai microfonul. Hai, repejor. Așa, ai văzut. Așa, la un moment de sinceritate, care e problema cu ochii la fete, nu la tine? A, din ce ai auzit tu și ai citit pe ziar? Cum? Instagramul ăsta ce-i? Rețele socializare. Ah, da, voi știți, nu, să privim, deci, nu, ne comparăm. Nu-i macaroane sau ceva, da? Da. Instagramul, adică te holbezi prea mult acolo la ce? Păi ne comparăm cu ceilalți, ne uităm la, nu știu, alte fete, alți băieți. Dar la ce te uiți tu la alte fete? Nu știu. Păi nu, cred că știi. Că ce-am înțeles eu, dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu un păr întins sau ceva, maică ta ce trebuie să-ți cumpere? Placă. Nu, dacă e întins, nu trebuie să-ți cumpere placă, îți cumpără manivelă din aia de îndoit, da? Iar dacă Dumnezeu ți-a dat cârlionți frumoși, trebuie placă. Pe vremea noastră te lingea vaca și te rezolva, deci era mai simplu, da? Dar tu zici că ideile alea îți vin nu citind Biblia, nu lăudându-L pe Dumnezeu, nu. Spui, frate, mă uit la aia. Și începe o invidie. Dar de ce ai crețulina și eu nu sunt? Dar de ce ai întinsă sunt nu? Că ai o problemă cu ochii. Păi și la sorta, să vedem. Tu ce zici? Fetele, dacă tu ai fi aici așa, ați fi numai voi fete și noi n-am auzit, ai spune fetelor să păzim ce ne-a încredințat Dumnezeu. Ce ai zice vis-a-vis de ochi? Păzește-ți ochii să nu... Se uite la ce? Voi cu fustele n-aveți treabă. Papuci, genți. N-ați auzit de asta, nu. Eu vorbesc în limbi străine, da?
Hai să vă întreb un lucru, că nu, eu sunt așa mai naiv de felul meu. Înțeleg că sunt băieți care au probleme cu pornografia. Și cred că pornografia ține și de ochi, nu? Adică dacă n-ai vedea, n-ai vedea. Corect, da? Tu crezi că sunt fete care au problema asta? Ce crezi tu ține pentru tine? Lasă să spună fetele. Ia, zi, soră. Dacă nu poți zice, dă-i la următoarea. Da, sigur. Dă-i mai repijor, că e din timpul meu de predică. Nu știu dacă te-ai prins. Eu, până nu gat, nu vă las acasă. Aha. Hai, soro, zi ce e de zis, că eu am treabă, da. Băieții abia așteaptă microfonul. Există. E, uite, dacă zi, că dacă voi nu am vorbiți... Am zis că există și fete care au problema asta. Există și fete care au problema, și cu poșetele, și cu pantofii, și cu asta, dar... Bun, pentru că, dragii mei, știți care e problema mea dacă nu vorbiți? Orică sunteți atât de sfinți și eu sunt păcătosul de pe lume și am parașutat aici, dar eu nu știu în ce slăv trăiți voi cu Domnul, sau aș putea ajunge la o altă concluzie. Că ni rușine să vorbim despre noi, mai ales că suntem în Sfânta Biserică și cum o să spunem noi că avem probleme? De ce Dumnezeu nu ne cunoaște? Că cel care spune, Viorele, păzește ce ți s-a încredințat, este Dumnezeu. Și într-o zi voi da socoteală în fața cui? În fața celui ce mi-a dat cactusul, floarea, talentul și altele. Și atunci s-ar putea să spună, bine rob bun și credincios, sau să spună, rob, șmecher și puturos. Și să primești, da? Dă-te rog microfonul la un băiat. Da, din ăla, serios, te rog, numai serios avem aici. Deci, băieții, întrebarea este scurtă, clară. Care e problemele băieților cu ochii? În afară că trebuie să poarte ochelari. Zi, frate, ce să tot învârtim, da? Mai repetați o dată întrebarea, vă rog frumos. Da, mulțumesc. El se gândea la fete, normal că eu trebuie nu e problemă. Care e problema la băieți cu ochii? Deci, întrebarea mea, nu, eu să încep mai pocăit. Așa. Băieții își păstrează ușor privirea curată sau o leacă mai greu? Că Dumnezeu ne-a dat darul privirii. Da. Și eu cred că atunci când Dumnezeu ne l-a dat, ne l-a dat curat, corect? Corect. Eu cred că toți bebelașii care s-au născut, s-au născut cu o privire curată. Și cred că o perioadă în viață, toți copiii au avut o privire curată, nevinovați, nicio problemă. Parcă apare un moment în viață în care îți dai seama că darul lui Dumnezeu te poate încurca. Și darul lui Dumnezeu te poate duce unde nu vrei. E adevărat sau nu? Foarte adevărat. Și băieții foarte greu își păstrează ochii curați. Ăia din Belgia mă refer. Din biserică. Nu, din Belgia am zis, nu cu biserică. Nu, dar care sunt problemele băieților cu privirea? Fetele, pornografia, mașinile, banii, obiectele de lux, opulența, șmecheria, aroganța. Băi, frate, tu faci din mine sac de box? Păi nu, dar asta îmi dă la ficat serios. Da, așa, cât sunteți de acord cu el? Ridicați mâna toți. Așa, zic, bă, nu mințiți în casă. Exact. Că pe unii vă cunosc. Asta e, nu, să vă spun care e problema. Să zic într-o la noi avantajul și dezavantajul slujitor, că noi nu vă cunoaștem chiar pe toți. Și noi trăim așa cu impresia, toți sunt sfinți, toți sunt curați, dar necazul la voi și bucuria. Dar și necazul care este? Că voi vă cam cunoașteți. Da, știi că ești în aceeași gască, bă, nu te mai da sfântoc în biserică. De ce? Pe unde am fost noi vineri seara amândoi? Zici, bă, vrei să arăți ce mi-ai trimis pe WhatsApp?
Zice, din greșeală. Da, din greșeală, dar înseamnă că tu ai vrut să trimiți cuiva. Știi că mai trimit unii, mai ales cu grupul ăsta, dar nu-i cazul. Dar din generația mea, mi s-a întâmplat și mie, nu ești atent și dacă unul ți-a trimis mesaj, știi, tu vrei să trimiți ceva și nu știi că ți-a intrat și trimiți la ăla. Adică să nu vă spun eu pe grupul păstorilor, știi, când tu ai vrut să-i spui la ăla, vezi că așa, dar nu ți-ai dat seama și-ai trimis pe tot grupul, știi? Și pe eu în particular, bă, șterge că ai trimis la tăți, bă, și noi vedem că ai zis lui ăla, faultează-l pe ăla, știi? La... Ei, dar Dumnezeu le vede pe toate. Ei, întrebarea mea, băieților, așa foarte deschisă, voi ați vrea să păstrați ceva de-a Domnul? Mă refer la o privire curată, ați vrea? Amin. Și cine v-ar putea ajuta? Sunt două întrebări. Ce v-ar putea ajuta și cine v-ar putea ajuta? Deja ați primit răspunsul. Cum își va putea ține tânărul curați ochii? Cum? Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia. Rugăciune. Și acum aș vrea, mulțumesc mult, să dai microfonul la un alt băiat, dacă ar fi să vorbesc sincer cu fetele, să spui fetelor, eu nu sunt desăvârșit, dar vreau să-mi păstrez privirea curată. Spuneți-le fetelor în două minute cu ce vă pot încurca și cu ce vă pot ajuta. Hai repede. Următorul voluntar, zi, unde e microfonul? Ridică de în picioare, se vadă fetele, măcar să știe pe cine să pocnească. Da, spune-mă fetelor, noi vă iubim în Hristos, noi ne iubiți, uite cum ne puteți încurca ochii, uite cum ne puteți descurca ochii. Zile. Uite-te la ele frumos. Prin îmbrăcăminte, prin ce se postează, prin cum vă purtați și puteți să ne ajutați fiind temătoare de Dumnezeu, dacă un băiat vrea să vă cucerească, știe că trebuie să se apropie de Dumnezeu. Deci fiți aproape de Dumnezeu și la un băiat care vă place de voi, va trebui să apropie Dumnezeu ca să se apropie de voi. Au fost drăguți, au zis Andrei, da? El are o variantă mai directă, dar... Bun... Să știți că nu sunteți... Dă microfonul încoace, să nu vă apucați să predicați în locul meu. Vreau să vă spun un lucru. Ați auzit de Iov? A trăit cam cu mult timp înaintea noastră. Nu era neapărat un tânăr ca voi. Era un om căsătorit deja. Și Iov spune așa în capitolul 31, parcă. Am făcut un legământ cu ochii mei. Și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare, fete. Ce înțelegeți, fetelor, de aici? Urmăriți-mă să vedeți dacă eu înțeleg bine. Primul, Iov avea ochi. Corect? A doilea, ochii lui Iov funcționau, vedea. A treilea, că și în generația lui mai treceau fete prin fața lui. A patra, că fetele unele care treceau prin fața lui, îi captau atenția. Și că în momentul în care o fată de o anumită categorie trecea prin fața lui, neprihănitul Iov simțea următorul lucru. Admira creația Domnului și minunăția Domnului. Și când Iov vede chestia asta, își dă o palmă și spune, ce faci copile? Păi admir caracterul, admiră-ți nevastă și pruncii și creația Domnului. Nu admiratul pe asta, ce tot o petreci cu privirea 13 kilometri? Și el spune, Viorele, aveam o problemă. Ochii au vrut să o petreacă. Și eu am făcut un legământ că ochii nu fac ce vor ei. Și spune așa, dacă mi-a urmat inima ochii. Și spune nu, inima n-a făcut ce au zis ochii. Ochii au făcut ce i-a spus inima. Și inima a spus, te oprești, te temi de Dumnezeu, am văzut-o. No, fă o rugăciune să o binecuvinteze Domnul și dă-i drumul să meargă mai departe. De atunci avem probleme. Și apropo, dacă David era orb și nu vedea pe Batșeba, era simplu. Era mult mai simplu, altfel era scrisă Biblia. Și dacă Eva era oarbă, nu mai vedea minunăția portocalelor și vai gustoase și suculente sunt și poate rămânea în rai. Vedeți cât de drac este dracul?
Că ați spus că privirea e darul lui Dumnezeu. Și sper că mulțumiți lui Dumnezeu pentru ochi, pentru sănătate, pentru frumusețe. Și diavolul nu vine să-ți scoată ochii. Diavolul nu vine să-ți schimbe ochii. Știi ce vine diavolul și spune? Ochii pe care ți-a dat Dumnezeu, în loc să-i păstrezi curați, să-i folosești pentru gloria Lui, folosește-i pentru mine sau pentru tine. Păzește-ți ochii. Timotei, păzește ce ți s-a încredințat. Subiectul este mare și aș vrea să vă gândiți, cum îmi pot păstra privirea? Cine mă poate ajuta? E adevărat, Dumnezeu mă ajută, dar cum mă ajută Dumnezeu? Trimite îngerii să-mi pună placă în față, mă trage de cap că nu mă uit bine? Sau cum mă ajută Dumnezeu? O variantă, o să vă dau și alte. Știi cum te ajută Dumnezeu? Poate printr-o prietenă a ta care spune, ce faci, fata? Schimbă-ți ochelare repede și pune-ți de soare și ai mai departe. Dumnezeu te ajută, da? Coborâm de la ochi și unde ajungem? Câți aveți urechi? Încercați! Vedeți dacă le aveți, da? Două, da? De unde le aveți? Darul lui Dumnezeu. Sunt frumoase, sunt și funcționale, sunt și fidele. Cui? Adică depinde de noi ce facem cu auzul? Cine păzește urechea? Cine? Să nu-mi dați cu Dumnezeu. Nu da, Dumnezeu. Ce, ți-a băgat Dumnezeu dopuri în urechi? Bun, am întrebare pentru un băieț. Unde e microfonul? Așa, vreau un băiat să-mi spună, băieții au probleme cu urechile. Și ce probleme au ei cu păzirea urechilor? Adică să nu mă tragă tata de urechi sau ce înseamnă păzește-mi urechile? Zi. Muzică. Adică... depinde de ce ascult. Te-ai gândit vreodată la ce spune, nu știu dacă e microfonul pornit, te-ai gândit vreodată la ce spune înțeleptul Solomon, că cei care ascultă muzica nebunilor, muzica celor fără minte. Eu nu vreau să împart muzică. Bun, am niște întrebări. Întrebări pentru voi, băieții. Poate o persoană care nu e născută din nou să compună un cântec inspirat de Dumnezeu? Nu? Dar sunt faine. Poate o persoană care nu e născută din nou și n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Nu zic că nu-i botezat, că poți fi născut din Dumnezeu și încă să nu fii botezat. Dar poate o persoană care n-are nicio treabă cu Dumnezeu să cânte cântările Domnului și să-L folosească Dumnezeu pentru zidirea bisericii și toate astea? Deci, adică Dumnezeu n-are niciun copil în lumea asta, n-are pe nimeni, numai un păgân ne poate zidi pe noi sufletește. Contează doar ceea ce spune cântarea sau contează și cum spune cântarea? Vă dau o probă practică. Eu n-am treabă cu stil de muzică așa. Dacă îți place un cântec, pune doar negativul. Fără cuvinte, fără... Pune negativul, închide ochii și vezi la ce te gândești. Și dacă aia te duce înspre Dumnezeu, înspre gloria Lui, înspre, s-ar putea să spună ceva. Spui, oi, frate, eu când închid ochii și ăsta n-are cuvinte, ferească Dumnezeu ce-mi trece prin cap. Și zic, atunci muzica nu-ți spune nimic? Chiar nu-ți spune nimic melodia în sine? Că vedeți, noi putem lua o melodie care zici că e... Și din când în când să punem Iisus, Iisus. Frate, e cu Iisus. Dar ce face melodia aia din tine, n-are treabă cu Iisus, știi? Bagă-te-ți draci în tine și din când în când te amăgește cu Iisus. Dar e o problemă cu urechile. Apropo, dacă Eva n-ar fi avut urechi, poate că n-auzea șoapta diavolului, așa-i? Dacă ăla n-avea urechi, n-auzea. Acum ce vreți, să ne ia Dumnezeu auzul? Să ne facă Dumnezeu surzi? Sau Dumnezeu spune, eu ți-am dat un dar, păzește-ți darul auzului.
Dă la fete microfonul să vedem, ele aud sau nu aud? Voi aveți ceva problemă cu urechile sau nu? Nu, că s-a acoperit. Uite, fata acolo, da, din cap. A, ai vrut-o acolo, super, mulțumesc. Tu o să fii următoarea. Zic, că a ajuns la tine, nu mai îl dă. Dă-i la fata aia, că s-a oferit, dacă tot atâta stați aici. Ridică mâna, te rog. Așa, da, mulțumesc. Deci, ce, tot stăm toată seara aici? Hai. Ia, zi-ne tu ceva din tainele urechilor. Eu cred că problema la fete e mai mult legată de bârfă cu urechea, de gossip, asta. Suntem mai curioase noi de noi. Cum ai zis tu românește? Gossip? Gossip. Gossip. Da, am înțeles. Cu bârfa n-aș fi înțeles la ce se referă, dacă nu zici gossip. Bine că n-am înțeles gospel, știi? Gossip. Chiar limba chineză. Dar nu voi fetele. Babornițele au, scuzați-mă, da. Adică babușca, am vrut să zic. Alea de 88 de ani au cu bârfa, sau voi? Dar voi bârfiți băiețe sau vă bârfiți între voi? Există un verset în Biblie, uite acum mă aduc și eu aminte, că mai aduc așa, o să că ce dulci sunt, știi, bârfele și astea, prăjiturele, candy bar ar fi. Da, deci când e la bârfe, nu seamănă cu candy bar. Adică în momentul în care auzi despre aia și despre aia, așa e că te îngrozești. Sau te unge la inimă. Mărit să fie, Domnul. Că... Dar la final zici, hai să facem o rugăciune. Și cum îți păzești urechea? Nu stai cu persoane care au tendința asta. Te păzești prin prevenire. Separare? Deci tu poți să spui, a, frate, prin prevenire, știu că grupul ăla nu mă bârfește. Eu nu mă duc acolo. Dar știu că se bârfește. Eu, păi da, am informație, toată lumea știe că e grupul bârfitoarelor, da? Eu nu vreau să-mi intre așa ceva pe urechi, frate, nu mă duc acolo. Bun, ajungi acolo din greșeală, ce faci? Cer putere să... Cer putere să le spui două de la obraz. Bă, fetelor, voi sunteți al lui Dumnezeu din biserică, voi vă auziți vorbind sau vă înregistrez? Bun, îți asum riscul ca Iosif, că frații lui când făceau glume proaste, Iosif vă zis, băieți, sunteți frații mei, băgați-vă mințile în cap sau vă spun lui tata, taci vă că-ți tragem una, am auzit-o și pe asta, că-mi trageți una, dar eu mai bine îmi trageți voi două, decât eu nu mă fac părtaș, nu v-ați pocăit, v-am spus-o tata. E varianta să spui fetelor, nu vă supărați, eu am venit aici pentru altceva, dar noi suntem din popor, Dumnezeu ne-a dat darul ăsta ca să vorbim așa. Al treilea lucru, dacă nu te ascultă, ai ieșit pe ușă și ai plecat. Spune, eu n-am venit aici să mă întinez, eu n-am venit aici să-mi bat joc de darul lui Dumnezeu. Eu vreau darul acesta să mi-l păstrez curat, nu sunt coșul de gunoi a vostru. El o să râdă de tine, ia uite sfântoaca, că o să-ți bage de ce ăștia din biserică, sfântoaca, e mai catolică ca papa. Și o să te doară puțin, să nu te doară în ziua judecății. Bun, te-ar putea ajuta cineva la asta? Să-ți păstrezi darul auzului curat? Normal că ar putea. Și maică ta, și o soră în credință, și o prietenă, și un băiat, și tu l-ai putea ajuta pe băiat, căci hai să bem un cappuccino, știi? Și când vezi ce ascultă el, zici, bă, e bine că am venit la cappuccino, dar am stă în gât. Eu cred că de asta m-a trimis Domnul, nu pentru cappuccino. Deci tu ești liderul din biserică și asculți măgăriile astea? Păi că am vrut să văd, mă bagă-ți mințele în cap, nu te juca cu dracu. Știi că unii zice, frate, eu vreau să văd și să aud cu ce se ocupă tinerii din biserică. Auzi, nu te otrăvi tu cu ce se otrăvesc ei. Că s-ar putea să te otrăvești mai tare ca ei și să nu-i salvezi pe niciunul. Lungă o fi seara, deci avem ochi, urechi. Care e următorul? Dai mâna. Nasul? A, bine, cu nasul n-avem treabă noi, pocăiți. Nasul pe sus. Adică să-ți păstrezi nasul cum l-a lăsat Domnul să nu-l crânești așa. Fetelor, vreau să vă spun un lucru. Așa pe direct. Știți de ce unele rămân nemăritate până la 40 și treaba lor? Că în loc să-și păstreze nasul cum l-a lăsat Dumnezeu, atâta lor e cad de sus că ăștia nici cu scara de la...
intervenții electrice nu pot ajunge la lansul ei, știi? Și unor băieți le place versetul ăla că atunci când Rebecca l-a văzut pe băiat, s-o da jos de pe cămilă. Acum dacă voi sunteți și pe cămilă, și pe scară, și pe escavator, el săracul nu mai ajunge la voi în vece vecilor și voi plângeți că nu vine făt frumos. Nu plânge că el se teme de nas. Că n-ați păstrat nasul cum l-a dat Domnul, da? E, uite, încă o chestie pentru băieți, da, dați microfonul la băieți. Băieții, am următoarea întrebare. E pentru fete. Nu-i vina ei, așa s-a născut ea cu nasul o leacă mai cârn, știi? Adică mai din romani ăștia, Agvila, da? Și nu-i place nasul așa, să margă la flex, să-și-l îndrepte. Că tot cu flex-ul, ce? E mai micuț, da? Nu? Acum se poate, o operație, băga flex-ul acolo, în 3 zile, adică nu știu dacă în 3 zile sau cât, e după stasul cui. Știi că și doctorul când ți-l frezează și raboteze și tot, trebuie să aibă un model, da? De unde e modelul ăla? Poate din biserică, nu știu. Poate să ia, bă, da, că vreau să am și o nas ca păstorul. Eu știu, dar nu, eu nu pot zice că din lume. Da? Dar băieții, ce le-a sfătuit pe fete? Să rămână așa sau să meargă la secure? Eu am o întrebare, eu nu am multe, am o întrebare. Dacă o sfătuie să bage drujba, spune așa, în caz că nu te ia nimeni după ce ți-ai îndreptat nasul, te iau eu de nevastă. Să vă spun de ce. Că poate la un băiat, Domnul când îl călăuzește, zice, fii atent, am pregătit una pentru tine, una deșteaptă, spirituală, așa, așa, o să te ajute, o să fie cea mai tare mamă, te ajută pe calea Domnului și voi, știi, mai sunteți unul. Și după ce semn o voi cunoaște, Doamne? Domnul ce zice? Are nasul îndoit. E clar, când o vezi, știi că e a ta. Ea între timp ce-a făcut? Ea a fost la drujbă și l-a făcut drept. Tu te învârți după ea ca și cu o coșă după găină 3 ani și nu. Ea plânge, Iisuse, unde l-ai trimis, a uitat de mine. Domnul spune, l-am trimis de 3 ani, i-am dat și semnalmentele. Deci dacă tu o sfătuiești să facă asta și nu o sfătuiește Domnul, că noi credem în călăuzirea particulară, spui, băi, așa, dar în caz că Domnul i-a dat lui ăla pe GPS, nasul o leacă mai așa, dacă nu te ia nimeni 3 ani, vii la mine, eu mă sacrific, te iau eu. Dacă nu-i spui, auzi, faci ce te îndeamnă Domnul, că eu nu... Încurcată treaba asta. Mai... Dar nu vă băgați chestia. Eu m-am gândit că la pocăiți nici nu trebuie cu nasul, dar... Unii mai trag pe nas, sau nu? Băi, frate. Și acolo este Batista, m-am făcut că n-aud, da? Nu trebuie trași, trebuie scoși, da? Că e normal să iasă, nu să intre. De asta ți-l o da Domnul, da? Și apropo, dacă vreți să mă uite fetele pe la voi, nu tot... Știi, fă ce trebuie, există batistă cu tare, așa, nu. Deci folosește cum sensul unic, care l-a zis Domnul, nu tot horcăi atâta. E bine că am zis fetelor, că Domnul ți-l a dat cu un sens, așa. Al doilea lucru, tot ca dirigenție, dar știu că e cazul la voi, e foarte faină batista turist, știi, la 10 metri. Fetele nu prea agrează chestia asta, știi, că nu știi pe ce pereți ajung. Și fetelor, vă place? Da. E tot cu nasul, da? Deci nasul trebuie păstrat, curat și așa, dar fără mânică, corect? Au băieții voie să folosească șervețele, sau nu? Da, da. Bun, dai. Dar cu trasul pe nas, cum e așa? Eu am tras pe nas. Da, da. Eu de când știu, mă știu, am suferit de dureri de măsele, da, dureri de astea, în fine. Și nu știu care au zis că aveau alecare dreptate. Ce aveam eu? Că, bă, pui niște vată, o sucești bine pe un băț și dai foc și o stingi, să iasă fum din ăla. Păi când urcam pe pereți de durere, dădeam foc la niște vată din aia, opream, băi, când tregeam un fum din ăla, așa aveam niște dureri, că uitam de durere de măsele, știi, da?
Nu a rezolvat treaba, știi, acolo 5 minute, dar măcar a fost bine că a fost 5 minute. Unii din ce știți voi, ce trag pe nas? Sau asta nu e la pocăiți. Mai aud și eu povești, dar vechi. Da? Dar știu că un păstor într-o biserică, după ce i-a murit fiul de supradoză și nu băga pe vene, că se vedea, știi, trăgea că nu se vedea, știi ce a spus la priveghi celor ce erau prezenți? Am găsit în buzunarul lui lista cu toți ceilalți prietenii a lui. Și după înmormântare o să vă vizitez, că nu vreți să ajungeți unde a ajuns copilul meu. Mi-ar place să vă spun că nu e adevărat. Dar erau biserici unde drogurile se vindeau în curtea bisericii? Mi-a zis unul, m-am dus mai repede la o biserică, m-am dus la balcon. La balcon era, dacă ai nevoie, sună-mă la numărul ăsta, dacă... Pasă și-a ajuns înainte de a începe serviciu, vă câțiva cu niște geci, cu tare, cu niște ochelari de soare, prunci de pocăiți și s-a uitat la noi, o să dispăreți. Ce credeți că era în balconul bisericii? Știți care, bine că n-aveți balcoane, știți care e partea tristă cumva? Că noi păstorii și conducerea bisericii suntem aerieni. Noi suntem tot acolo, vă spunem de carul lui Solomon și carele lui Solomon. Ei, poate că mai vine câte o seară în care Duhul lui Dumnezeu ne folosește și spune, bă, fată, bă, cu tare, dacă știi pe cineva, spune, bă, Dumnezeu ți-a dat, dar nu ți-a dat pentru asta. Păzește-te. Cum să mă păzesc? Uite cum. Cine mă poate păzi? Tu și alții, da? Deci păzește-ți darul vederii. Uneori cred că darul vederii e să nu stai tătă ziua cu ochii în ecran. Că s-ar putea peste câțiva ani să trimiți bilete la amvon. Că nu am telefonul și tableta și nu știu că n-ai știut. Poate și asta e o chestie, da? Adică tot să stai acolo, băi, spun și ăștia că, da? Păzește-ți darul auzului. Poate că la modul foarte practic, vă spun eu, dar nu mă pricep. Măi, nu mai da muzica aia pentru slava Domnului. Deci eu stau și mă întreb. Trec unii pe stradă și mi se cutremură geamurile că trece mașina lor cum cântă. Bă, frate, aia ce se întâmplă cu urechile lor? Ați auzit din ăștia care ascultă în căști și tu auzi tot ce ascultă. Voi vă dați seama cam la ce nivel sunt căștile alea, că eu aud ce ascultă el și el ar trebui numai el să audă normal? Și într-o zi, nu acum, peste câțiva ani, o să-i zici la nevastă, ai zis ceva? Și o să fii supărat pe Dumnezeu, Doamne, mi-ai luat darul, n-aud, îmi zice fata, te iubesc, tata, și tu ești paralel cu asta. De ce? Că ți-ai bătut joc de ce ți-a dat Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, ți-am încredințat, păzește ochii, urechile, nasul și gura ne-a fost încredințată de Domnul. Darul vorbirii, tot de la Dumnezeu îl avem. N-ar fi mai bine să nu-l avem. Gura, pe cât ne bagă gura în păcat? Hai să vă întreb, așa, pe direct, nu știu dacă știți, câți pocăiți au o gură spurcată, păcătoasă? Ieri zicea un frate, eu m-am minunat și aici la voie. Zic că, bă, au auzit păstorul în jurători, în holul bisericii, nu la voi, în altă parte. Bun, și mie mi-a spus, că frate, în trafic, știi? M-am dus în trafic, o dat unul geamul jos din, la mine, s-a uitat și a zis că, bă, ce pacea Domnului Iisus Hristos! Ce-a vrut să zică ăla? Dar am pățit și eu, că eu mergeam la o mormântare, veneam în străinătate, era o coz la vamă, de eu n-aveam nimic de declarat, mă duceam că mi-a murit colegul păstor într-un accident. Eu n-am putut să stau două zile, că trebuie să mă duc la mormântarea lui. Și normal, am băgat abarele, m-am dus să discut cu oficialitățile vamale și cine ia în fața mea cu un par să mă oprească? Și când scot capul,
Domnul Iisus să te binecuvinteze, frate. Ce știi, nu știu, sunt eu moleacă mai nervos, mai... Păi nu ți-e rușine, Dumnezeu. Deci ăla, dacă nu-și dădea seama că-s eu, ce-ar fi scos ăla de pe gură? De asta l-a lăsat Dumnezeu. Ascultați-mă, nu faceți ca noi. Eu vorbesc de greșelile generației noastre. Nu-s numai cuvintele care le scoatem. Noi înjurăm și blestemăm pocăiește. Noi ne comportăm ca lumea cu cuvinte biblice. Să te binecuvinteze Domnul Iisus. Păi ce-am zis de fapt în inima mea? Ardă-te focul sau ceva. Dar m-am temut să zic asta. Dar tu îți dai seama de Duhul care e în mine. Am folosit niște cuvinte biblice și un Duh drăcesc. Păi asta, de asta mi-a dat Dumnezeu darul vorbirii. De ce spune Biblia? Nu lăsa gura să te bage în păcat. De ce se ruga omului Dumnezeu? Doamne, pune straje gurii mele cât stă cel rău înaintea mea. Ați auzit versetul ăsta? Oameni sfinți se rugau asta. Acum am o întrebare pentru voi. Cât stă cel rău înaintea mea? Cât timp? Cât? Non-stop. A, deci tu trebuie să veghezi la darul vorbirii non-stop. Apostolul Pavel spune, Dumnezeu mi-a dat darul vorbirii, dar eu veghez. Voi spune 5 cuvinte înțelepte pentru zidirea bisericii, nimic pentru dărâmare. Nu voi permite gurii mele, nu voi cutare. De ce? E darul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mi-a dat gura să mă nenorocesc. Dumnezeu mi-a dat gura să-L binecuvintez pe El. Dumnezeu mi-a dat gura să pot comunica cu El, să pot comunica aprecierul, nevoile mele, necazurile mele. Dumnezeu ți-a dat gura să spui, bă, mă bucur că ești la biserică, de câte ori vii, mă înviorează, mă inspiră modelul tău, așa de mult îmi place cum ești credincioasă, Domnul, învață-mă și pe mine. Dumnezeu ți-a dat gura să faci lucruri frumoase, te duci la cineva care a păsat și îl ridici, duci un cuvânt în numele Domnului. Da, ți-ai păstrat darul acesta integru, funcțional, dar fidel Creatorului și legământului. Sau, știți că Iacov spune, toate dobitoacele, toate animalele din lume au fost dresate. Mai puțin ceva. Limba, niciun dresor nu poate dresa. Ce înseamnă, fetelor, că suntem terminați? Nu, știți ce spune Iacov? Niciun om nu poate dresa limba. Dar există un dresor. A, Dumnezeu, păzește-ți ochii, păzește-ți urechile, păzește-ți nasul, păzește-ți gura. Fetelor, coborâm mai jos o leacă. Gâtul? Cu gâtul n-avem treabă, așa-i? Aș putea spune ceva spiritual, că poporul lui Dumnezeu din vechime avea o mare calitate. Cum îl numește Dumnezeu? Cu grumazul? Țapă. Ăsta nu asculta, nu. Dar eu cred că gâtul ne l-a dat Dumnezeu ca agățătoare, nu? Cu ier sau ce? Cum? Suport pentru ce? Pentru cap. Nu, scrie în Scriptură că să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Unde să ți le legi? La gât. Vezi, deci toți băieții, vă rog frumos, bunătatea, credincioșia, iubirea, toate astea, să le legați la gât. Bine, pot fi legate și alte chestii. Dar nu știu dacă pentru asta ne-a dat Domnul gâtul. Dar dacă mă refer eu la gât, poate că acolo și corzile vocale și ar trebui să avem grijă și de gât, da? Rugămintea mea, nu știu dacă vă prindeți, să nu faceți gât. Că, da, deci cu gâtul. Bun, coborâm mai jos. Ce avem mai jos de gât? Mâinile. A, că aici sunt umerii, da? Umerii și atunci încep mâinile și dă-i microfonul să văd el ce treabă are cu mâinile. Bănuiesc că Dumnezeu ți-a dat mâini curate, nu? Te-ai născut, mâini curate. Vorbește Biblia despre mâini curate. Bărbații se ridice spre cer mâini curate și toate astea și mâinile. Pot avea o problemă cu mâinile. Da, prin ce faci. Prin lucrurile ce faci. Gesturi urâte,
faci gesturi. Furi. Am auzit, eu nu-mi permit, dar vezi că le auzi așa, nu vine să cred. O zis că a ajuns un predicator și când a ajuns la amvon, bine, și el a prăpădit, și poate mai prăpădit ca mine. El când a ajuns la amvon, în loc de pacea Domnului, binecuvântare, o arăta bisericii un deget. Deci au rămas blocați. El figuros că, dar ce problemă aveți? Ce nu este salutul bisericii voastre? Că zice, când am intrat în parcare, el cred că o fi intrat în parcare, o zică fratele dirijor, el a fost, o zică fratele dirijor, așa m-a salutat. Și am zis că ăsta e salutul bisericii. Tu nu știi despre ce am vorbit eu, nu spui la nimeni, da? Mâinile, ți arăt eu, mă cheamă un coleg, o zică, vii cu mine la un serviciu de punere a mâinilor. Cum să mă duc eu la serviciu de punere a mâinilor? Adică eu nu fac parte din biserică, eu nu-s haiducul cu... Știi, eu cred într-o procedură frumoasă, biblică. Nu, a zis că este un nou tip de punere a mâinilor. Care? Pun eu mâna pe tine. Dar noi glumim cu astea, adică... Știi cumva să scrie în Biblie, dacă mâna ta te face să cazi în păcat? Ce să faci? S-o tai. De ce? Zi, la microfon. Mai degrabă ajunge în cer fără o mână decât cu două mâini păcătoase. Felicitări, ai spus bine. Mai degrabă ajungi în cer, că nu se referă la viața asta, ci se referă la viața viitoare. Mai degrabă ajungi dincolo, fără mână, oricum acolo ai trup nou, decât mâna să te nenorocească, să te ducă în iad. Ia mai de la un băiat două, să vedem ce probleme avem noi cu mâinile. Ochește-l pe unul așa. E bun, dă-i. Nu da la casier, că ăsta e cu banii. Dar auzi, dă-i lui Galai, dă-i lui Galai casierul pentru Cuba, da? Auzi, un casier, ce-ar putea face el cu mâinile? Să bage banii unde nu trebuie. Deci prima dată să primească, să fie corect, să numere, să noteze tot, ca să nu greșească. Deci dacă se adună 555,50 de eurocenți, să-i scrie toți acolo. Îl ajută mâna. Că îi scrie pe telefon, slăvit să fie Domnul. Și ce ar putea face exact cu aceeași mână? Să bage în buzunar câtva. În cont. Nu trebuie în buzunar. Îi poți băga în cont la... Au avut careva probleme cu asta? Probabil, da. Nu probabil. Iuda a avut probleme. Că umblat unde nu trebuie. Da, Gehazi, cu ce credeți că a descărcat aurul de pe măgar? Da, David, cu ce credeți că a prins-o pe soruța? Cu funii de dragoste. Da? Da, Samson cu Dalila și-o folosi mâinile sau nu? Să se cheptene. Da? Dar Iuda când s-o spânzura și-o folosi mâinile, cu ce-o lega funia de creangă? Și când te tai pe vene, cu ce te tai? Și când pui mâna pe pahar, cu ce pui? Sau toți luați numai cu dinții? Nu, mâna asta care te poate ajuta la cele mai faine lucruri. Mâna asta, tași din gură că n-ai nicio șansă. Am pus să sune când ar trebui să gat. Am vrut să fiu și o drăguță, dar ce, ce-am început, oricum, n-aveți teme, el mă comandă pe mine. Ai văzut, mâna i-a spus să tacă. Da, adică, slavă Domnului că am avut-o și am închis, da? Oameni buni, tot stau și mă gândesc. Sigur că nu e vorba despre noi, dar ați auzit de tineri sau familiști care se masturbează? Ăștia n-au nicio treabă cu mâna. Ăștia inteligența artificială sau ce? Dacă te pocnește unul, cu ce te pocnește? În afară de vorbe, cu ce te pocnește? Tot cu mâna, care i-a dat-o Dumnezeu pentru binecuvântare. Și știi ce spune cuvântul? Păzește ce ți s-a încredințat. Am terminat cu mâinile. Mai jos ce-ar fi? Inima.
Au, inimă. Vorbim de sentimente? Vorbim de sentimente? Câți aveți sentimente? Și sunteți bucuroși că aveți sentimente? Aveți sentimente de iubire sau de ură? De iubire sau de ură? Băieți, răspunsul este da. Avem sentimente de iubire și avem sentimente de ură. Cine credeți că v-a dat capacitatea de a iubi? Cine credeți că v-a dat-o? Iubirea, care este Dumnezeu, slăvit să fie El. E bine că ne-a dat capacitatea de a iubi, slăvit să fie Domnul. Cine credeți că a pus în noi capacitatea de a urâ? Tot Dumnezeu, slăvit să fie El. Diavolul nu vrea să ne scape nici de iubire, nici de ură. Diavolul are o singură dorință. Dumnezeu spune, am pus în tine capacitatea de a iubi, iubește-L pe Dumnezeu, iubește-ți aproapele, iubește adevărul, iubește dreptatea, iubește-ți mama, iubește-ți copilul, iubește soțul, soția și fiecare în felul lui, da? Urește păcatul, urește bârfa, urește. Ce facem noi dacă nu suntem atenți? Noi nu scăpăm de sentimente, dar ce facem? Le inversăm. Urâm ce ne cere Dumnezeu să iubim și iubim ce ne cere Dumnezeu să urâm. Am fost chemat la o întâlnire de tineri și nu știu dacă fetele sau băieții sau împreună au ales subiectul. Știți care era subiectul? Dincolo de fluturi. M-am cam prins cu micul fluturi, știi? Fluturi din aia pentru... Ochii văd, inima cere... Și ce dacă avem fluturi? Fluturii trebuie să ne conducă. Frate, iubesc! Ghirion! Îl iubești pe dracu? Cine te-a pus să-l iubești? M-am îndrăgostit de fiul lui Satana. Nu ți-o spus acolo? Nu stârni dragostea. Da, Dumnezeu a pus în tine sentimente de iubire. Cine te-a pus, Solomon, să iubești tu pe filisteancă? Tată și mamă, iau-o căm? Place, nu pot trăi fără ea. A, și ăla, da, nu poate trăi. Nu, lasă, du-te la ea. Du-te la prima, oricum nu se bucură ea. O să dea taică-solul, prietenul tău, ce bine că ai prieten care te salvează și ți-a prietena. Dar dacă încep cu asta, dezamăgit, te duci la alta și după asta la cine te duci? La sora Dalila. Și apoi sora Dalila, în iubirea ei față de tine, te ajută să vezi că nu mai vezi. Te tunde gratis și te costă scump. Dar toate astea au fost făcute din iubire. Apropo, știți care este problema generației voastre? Nu ura, iubirea. Și nu știu de la LGBT și la ăștia. Știi că dragostea, dragostea, că suntem pentru dragoste și dragostea, știi că tot asta, dragoste, știi, nebunia dragostei, o știu din Biblie. Că în Biblie spune cuvântul lui Dumnezeu, în vremurile din urmă, băieții vor fi iubitori. Eu aș striga, aleluia, băieții vor fi iubitori. Oh, zice, încă nu striga aleluia. Că băieții vor fi iubitori de bani, iubitor de sine, iubitor de plăceri, mai mult decât de Dumnezeu. Ați auzit, fetele, cum îți băieții în vremuri din urmă? Iubitori. Dar de ăștia ar trebui să vă feriți, de iubitori ăștia. Dar tot în același capitol scrie, băieților, în vremuri din urmă, fetele vor fi iubitoare. Iubitoare de sine, iubitoare de bani, iubitoare de plăceri, iubitoare de... Și spune, ferește-te de fetele astea și ferește-te de băieții ăștia. De ce? Păstrează-ți sentimentele curate. Uitați-vă la copiii mici. Ce sentimente au ei la început? Curăție, nevinovăție. Imediat cum cresc, influențați într-un fel sau altul, de ce credeți voi că mișcarea LGBT ne atinge copiii?
Pentru că vor, în momentul în care copilul încă este nevinovat, să-i bage în cap lucruri ca atunci când ei deja vor începe un pic să gândească sau așa, să-și folosească sentimentele exact împotriva voiei Dumnezeu. Și sub pretextul iubirii să profaneze tot ce a pus Dumnezeu sfânt, curat și nobil în viața noastră. O vreme, eu cred că au trebuit să vă ajute părinții. Și i-aș felicita pe toți părinții care, cu rugăciune, cu înțelepciune, cu sfaturi, cu model, v-au ajutat să vă păstrați ochii curați și nasul și gura și asta și sentimentele și inima. M-ar durea tare pentru ăia care nu v-au învățat și nu au făcut nimic. Și v-au lăsat la îndemâna lupilor și a hainelor. Crezând că dacă vă dau Adidas și tablete și poșete, vă arată iubirea. Și nu aș mira să fie vreuna aici să spună: frate Iuga, mama și tata mi-au dat tot ce au crezut ei că e bine. Și ei cred că sunt sfânta lui Israel. Și eu sunt nenorocită. Pentru că nu mi-au spus la timp nici asta, nici asta, nici asta, nici asta. Și a venit vagabonzi din ăștia și așa, și vagabonde, care și-au bătut joc de ochii mei, de urechile mele, de gura mea, de sentimentele mele. Și sunt zgriată în suflet până în măduva oaselor. Și tata și mama sunt fericiți că eu am fost prima care am avut tricicletă și când am făcut 18 ani, mi-a dat o mașină nouă cadou. Iar sufletul meu este tamponat de mult. Din ce cauză? Pentru că tata și mama i-au interesat ce motocicletă îmi dau, să fiu eu cel mai tare din biserică, cu cai putere, și nu s-au gândit că eu, băiatul, am primit niște daruri din partea lui Dumnezeu și trebuie să le păstrez curate și trebuia să mă învețe tata și mama. Și în loc să mă învețe tata și mama sau altcineva, m-a învățat strada, m-a învățat netul, m-a învățat satana cu ai lui. Că cei din biserică nu m-au învățat. Nu acuz pe nimeni, dar să știți că astea sunt cazuri reale în alte părți. Eu primesc e-mail-uri de la tineri. Și unele mi-e greu să le citesc. Și trebuie să plâng împreună cu ei și să mă rog împreună cu ei. Și vreau să vă spun că unele zgârieturi nu le mai putem repara. Și unor tineri, știți ce trebuie să spun? Măcar păzește de aici înainte. Spui: frate, jantele de la mașină mi-s praf. Zic: bă, e tragedie, dar nu e nenorocire. Nu mai e nenorocit și capota și aripile și cutare. Rămâi numai cu jantele, poate face Domnul Iisus ceva acolo. Sau măcar a ta spui: bă, câtă vreme am fost, am o roată nenorocită, da? Măcar mai schimb, mai cutare și am rămas cu aia, dar măcar celelalte le păstrez de acum înainte. Avem sentimente, să ne ferească Dumnezeu să ne ia sentimentele, că am devenit animale. Dar să nu lăsăm pe diavolul să-și bată joc de sentimente. Și ascultați-mă, fetelor, e datoria voastră să aveți grijă de sentimentele voastre. Nu lăsați niciun băiat, nicio fată să-și bată joc de voi. Că e vorba de inima voastră, de sentimentele voastre, sufletul vostru. Unii o să-și bată joc de voi și pe când o să ajungeți în cazul disperării, o să zică că Domnul i-a călăuzit în altă parte. Și de ce vă spun asta? De pe vremea noastră discut cu cineva că am aflat că el a fost pe undeva în misiune și acolo s-a întâlnit cu o fată și a început să discute, fata s-a legat de el că l-a văzut băiat serios și acum era în pragul disperării, știi? Și eu, auzind, îl întreb pe el: bă, ce mai e cu fata aia? A, zice, nu, o folosit-o Domnul pentru maturizarea și ridicarea mea. Azi, bă, nu ți-e rușine. Deci o folosit-o Domnul pentru spiritualitatea ta și pe ea o bagă în iad sau cum? Păi de ce nu te-o poate folosi și pe tine pentru maturizarea ei și întărirea ei? Ascultați-vă, până au grijă ăia de voi, aveți voi grijă una de alta, aveți voi grijă de voi, de sentimentele voastre, de toate astea.
că voi veți duce crucea. Voi rămâneți cu urmări. Am o rugăminte în același timp, să nu vă bate joc de sentimentele niciunui băiat. Să vă ferească Dumnezeu să vă bate joc. Ascultați-mă, băieții nu sunt beton, cum cred ei. Băieții nu sunt nici de fier, nici de lemn, nici bolovani. Chiar dacă noi mai suntem bolovani, bărbați, dar nu băieții. Băieții sunt oameni cu suflet. Bate joc de sentimentele unui băiat și vei plăti în viață și unele în veșnicie. Că eu știu fete de care și-au bătut joc de sentimentele lor băieții, dar știu și... Mă înțelegeți? Și ce a spus Hristos băieților, că mă întorc înspre voi? Decât să faci pe unul mai slab decât tine să păcătuiască, mai bine îți legi sacul de ciment de gât, că nu știți voi ce e piatra de moară, și te arunci. E mai ușor pentru tine să dai ochiul Dumnezeu. Nu profita de sentimentele niciunei fete. Dacă e mai vulnerabilă, e sora ta mai slabă pentru care a murit Hristos și ajută-o. Și chiar dacă ai spune, frate, ia, dacă ea e acolo, ajută-o tu și explică-i tu, asta înseamnă bărbăție, demnitate. Nu să profiți de cineva mai slab. Să prinzi, că eu sunt îndrăgostită de mine, așa cum fac din ea ce vreau. Tu să-i spui, bă, e sora mea în Hristos, mă tem de Dumnezeu, ascultă, uite așa, și ai grijă și la alții. Dacă te întreb, e greu? Vă dau varianta mea foarte simplă. Am crescut în casă cu băieți, fără cărți, fără minuni, și m-am întrebat cum să mă comport cu fetele, că nu m-a învățat nimeni. Și știi ce mi-a vorbit Dumnezeu? Poate eram de vârsta ta. Câți ani ai? Cam acolo eram și eu, șmecheraș, așa. Tu ești pocăit, eu șmecheraș. A, șmecheraș de asta, știi, bisericesc. A? Cum să te comporți cu fetele? Și Dumnezeu în felul lui a spus, Viorele, vrei să te însori? Ieri. Eu am fost pregătit pentru căsătorie. La vârsta ta am fost cel mai pregătit. De la 4 ani mă uitam după fete, dar la vârsta 14-15 ani eram beton, știi? Deci toate le știam, toate. Nu m-a crezut lumea, dar eu eram chiar barosan. De? Și au zis, vrei? Da, vreau. Dacă Dumnezeu te va binecuvânta cu copii, e bine să-ți dea fete. Slăvi să fie Domnul, ce-mi dă El? Cum ai vrea să se poarte băieții cu fetele tale? Bă, frătius, ce lumină am primit! Dintr-o dată am început să cunosc limbi străine. Am zis, dacă vine un băiat la fata mea, primul lucru o să-i spun, când jo pregăti ciomagul, mon ami se rise gardul. Ai priceput în chineză, nu? Cu ciomagul și gardul, atât ai să pricepi. Deci fii atent. Dacă tu ai venit la fata mea, dar n-are rost să vii, că e o leacă diferență, știi? Eu te-aș chema, te-aș îmbrățișa, și apoi ți-aș arăta, am acasă o bâtă de baseball. Dar din aia sănătoasă, românească, nu americană. E și istorică, că asta a fost la Revoluție și tot. Cred că ține și la urs. Și a spune, copile, asta e fata mea. O cheamă Iuga. Eu pentru ea am plâns, m-am rugat, am ajutat-o să păstreze niște valori, am învățat-o niște valori. Iar tu ești fratele meu în Hristos. Tu vrei să o scoți în oraș? Slăvit să fie Domnul. Inge vă duceți. A, la o cafea. Bă, nu bea cafea, du-o la un suc natural de mere, că îi place. Da. A, frate, așa. Da. Și la ce oră o aduci acasă? La 9. E bine, 8:30 să fie. Și fata mea ajunge acasă plângând sau cu sufletul sau întreagă. Că în caz că fata mea a suferit o mică zgârietură că ai pus tu mâna pe ea. Tu vezi ciomagul ăsta? Eu l-am închinat lui Hristos. La mine nu trebuie să vină îngeri și ăsta. Eu când îți trosnesc două... zbor mai tare că e de la NASA și eu am un canal că pot zbura, deci e de la NASA așteaptă să prindă fereastră, eu tot timpul e fereastra deschisă să te fac avion. Ai înțeles, fratele meu? Suntem cei mai buni prieteni. Și îți trimit, dacă știu că ești un pic uitut, îți trimit pe WhatsApp o poză. Cu ce crezi? Cu ce-a pus Domnul la îndemâna mea. Înțelegi?
Te-aș ajuta? Te-aș ajuta o leacă? Dacă tu crezi că nu serios, mai bine ai crede că eu și când glumesc vorbesc serios. Așa ar trebui să facă fiecare tată, apropo. Când vine băiatul să vă, așa, să spună, vii și vorbești cu mine, asta e comoara mea, e darul lui Dumnezeu, bă, vagabondul, nu-i spui așa la... Dar mie nu trebuie să-mi spună niciun tată așa, de ce? Pentru că i-am spus, Viorele, cum vrei să se comporte băieții cu fetele tale? Odată am primit lumină pe loc. Și atunci a fost așa, așa te porți cu fiecare fată, cum vrei să se poarte în viitor băieții cu fata ta? Lumina am primit-o. Voi, fetelor, vreți să vă măritați? Nu în seara asta. Putem și o logodnă la final, dacă e ok. Eu sunt pregătit pentru o godnă, frate, să aici, o facem oficială, uite câți martori. Unele ați vrea și copii. Câte din voi ați vrea un băiețel așa frumos, inteligent, să seamene pe voi? Că da, câte așa ați vrea un băiat așa? Și cum ați vrea să se poarte fătuțele din biserică cu mitica voastră? Leoaica din tine, a? Îi spui, frate, dacă îi face ceva la soarele meu, ăla nu mai vede soarele. No, așa comportă-te tu cu băieții. Dacă spui că nu merită, te încurca cu el. Nu merită altceva, pace, pace, pacițe drumul. Iar dacă vrei o relație cât de cât te comporți, dacă nu te comporți cu el ca și cu un copil al lui Dumnezeu, ca și cu un suflet și un trup pentru care a murit Hristos, poartă-te măcar cu el ca și cu băiatul unei mame. Că băiatul ăla, cât de prăpădit sau de bun ar fi, băiatul ăla are o mamă care o plâns pentru el, care l-a crescut, care l-a hrănit, care plânge înaintea lui Dumnezeu. Poate mama aceea a făcut juruință că băiatul ăsta să ajungă un slujitor al lui Dumnezeu. Și ce faci tu din el? Un slujitor al dracului? Dar tu crezi că nu o să răspunzi înaintea lui Dumnezeu că ți-ai bătut joc de rugăciunile unei femei, de lacrimile ei, de investițiile ei, de investiția bisericii și toate astea? Ce credeți că fac aia de la învățătorii de copii? Ce-ar vrea să iasă copiii aia? Ce credeți că încercăm noi, predicatorii, pentru voi? Știți ce vrem noi pentru voi? Un viitor că nu vă imaginați. Eu m-aș bucura Dumnezeu să facă din voi niște oameni ca eu zi și noapte să-i dau slavă, să învăț de la voi lucruri sfinte, să știu că biserica este în mâna voastră și a lui Hristos, dar mâna voastră, să spun, Doamne, pot pleca liniștit la Domnul. Am o trupă de băieți sfinți care stau la dispoziția lui Dumnezeu plin de Duhul Sfânt. Au fete sfinte de unde să-și ia. Pot muri astăzi în așa. Dar dacă mă gândesc, băi, și ce fac acum? Pe mâna lui ăla ajunge biserica. Voi vă dați seama cât de complex e lucrul ăsta? Timotei, păzește ce ți s-a încredințat. Apropo, știți că există fată Timoteia? De asta Timotei și Timoteia, păzește. Deci pune, suntem pe la inimă. Mai coborâm? Ha? Nu știu, burta trebuie păzită. Ha? Sau n-avem nicio treabă. Ne-o da Domnul așa, umflă-l, frate, bagă în el tot acolo. Dar ce-i burta asta? Deci asta ne-a dat Dumnezeu, să ne umflăm cu toate prostiile, să cu tare, sau ar trebui să avem grijă și de... Și ca să nu vă mai țin mult, coborâm un pic mai jos. Picioarele? Până la chișoare. Perdeluță. Transparent. Să văd dacă cineva are curajul să rostească. Ia, ia, să vedem. Are cineva curajul să rostească? Ia zi tu ăla în roșu. Mai jos aici, ce-ar fi? El știe acum așa alege cuvintele. Felicitări, da. Sub centură, cam box.
Dă-i microfonul, că am găsit omul potrivit la moment. Dă-i microfonul acolo, că o las pe fratele. Ai văzut ce prieten bun ai? Nevoia care trebuie să faci. Cum? Nu, nu că n-am auzit. Părțile intime. Părțile intime. Organele sexuale. Organe. Stai să... ăștia sfinți, da? Câți dintre voi aveți organe sexuale mână sus? Nu, nu știți ce sale? Nu, bun. Bun, stai, eu vă întreb ceva. Dar le aveți sau nu le aveți? De ce le ai? Te-ai născut așa? Și Dumnezeu știe de asta sau nu știe? Deci tu crezi că Dumnezeu te-a făcut așa? Și atunci ce treaba au ăștia cu de se uită pe pereți? Păi dacă-s darul lui Dumnezeu, le păstrăm sau nu le păstrăm? Ca să fiu așa mai cu perdea, mulțumesc, soră, ați auzit de virginitate? Cam câți copii credeți că se nasc virgini, băieți și fete? Toți. Și dacă virginitatea este darul lui Dumnezeu, trebuie păstrată sau trebuie păstrată? Și cine s-o păstreze? E valabilă porunca, Timotei, Timoteia, păzește ce ți s-a încredințat. Erau vremuri când îți făceau niște chiloți din aia de tablă și punea lacăt, știi, să te păstreze. Ascultați, eu nu vorbesc doar de virginitatea tehnică, că nu-s chiar așa de prost cum credeți voi. Din nefericire, unii pot fi tehnic virgini. Sunteți de acord cu mine? Și viața lor să fie iad. De ce? Că nu mai e mintea virgină. Că de aici încep toate. Și să ai toate păcatele pământului în tine, dar tehnic ești virgin și aduci adeverință medicală. De asta eu știu, stau și mă gândesc la slujitorii care mă întreabă, știi, văz că ești ok? Tu zici, ești ok, că știi la ce se referă el, știi? Dar el dacă ar pune întrebarea care trebuie, chiar cu un am palmieri. Da, așa. Că noi tehnic putem fi virgini. Și vremea să ne trezim. E un dar pe care ne l-a încredințat Dumnezeu. Adică ce îi spui la băiat, îmi faci orice, dar să rămân virgină. Știi că îmi faci orice, că nu vreau să te pierd și tu ești taurul comunal și dacă nu mă pipăi și nu știu ce... te pierd, te duci la alta, dar du-te la toate cauciucurile pe lume, dacă vrei fotomodel și fai masaj. Păi nu, nu vreau să-l pierd, dar trebuie să rămân și virgină. Păi nu, în primul rând trebuie să rămân virgin în suflet, în minte. Ei, eu am făcut o greșeală intenționată. Eu am început de aici, așa-i? Dar de unde trebuia să încep? Un pic mai sus. Când a venit Hristos în lumea noastră, n-a venit în primul rând să se ocupe de ochi, de urechi și de astea alte. Hristos a venit să se ocupe de mintea noastră. Și pocăința înseamnă înnoirea minții. Le voi da o minte nouă. V-am spus și o să repet lucrul acesta. De câte ori citești, aproape de câte ori citești în Cornilescu inimă, dacă nu se referă pur și simplu, direct la organul, inimă se referă la minte. Și când spune păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții, ce înseamnă, soră? Păzește-ți mintea. Păzește-ți mintea. Cea mai mare bătălie în lumea asta e bătălia pentru mintea ta și pentru mintea mea. Dacă diavolul ți-a captat mintea, ți-a captat mâinile, picioarele, totul. Că totul pleacă de la minte. Dacă mintea ta rămâne curată, este înnoită, cuvântul lui Hristos să locuiască, cum? Din belșug, unde-i cuvântul? Cuvântul nu-i în pantof, cuvântul nu-i în poșetă, cuvântul nu-i în genunchi, unde-i cuvântul? În minte. Ți-ai umplut. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Cum înseamnă asta? Iau Biblia, Biblia-i GPS-ul. Poate faci și o cântare. Biblia-i GPS-ul meu, Biblia-i GPS-ul.
Bă, Biblia nu te conduce niciunde închisă. Nu te conduce Biblia dacă tu o ții închisă, tu nu o bagi în seamă, tu o interpretezi. Cum te ajută Biblia? Tu citești Biblia, îl rogi pe Duhul lui Dumnezeu să te ajute să o înțelegi corect, îți umpli mintea de Biblie și în momentul în care trebuie să iei o decizie, mintea ta cu Biblia luminată de Duhul Sfânt te ajută să iei decizia. Fugi de și fugi împreună cu. Aș vrea să vă gândiți în continuare. Pe de o parte, aș vrea să mulțumiți lui Dumnezeu pentru fiecare dar pe care l-a pus în trupul vostru. N-am vrut seara asta să mă duc la spirituale, că le știți pe toate. Am vrut să mă duc la trup pentru că a plătit Hristos pe cruce pentru trupul nostru. Și spunea Pavel, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, trupul meu este biserică. Mă îngrosesc, nu înțeleg. Cum locuiește Dumnezeu în mine? Dumnezeul Dumnezeilor adevărat locuiește în mine, în trupul acesta. Dumnezeu e sfânt, e curat, nu suportă păcatul. Și vine apostolul și spune din biserică, voi lua eu un mădular din trupul meu să fac ceva neplăcut lui Hristos? Dacă ai vrea să dai mâna ta cuiva, unui prieten, ce ai vrea să facă cu mâna ta? A, ceva bun. Și dacă el ar spune, bă, m-am gândit să o mângâi pe aia, spune, mă, nu ți-e rușine, băi. Mâna mea acolo. Mâna mea să margă la furat. Mâna mea asta, dar folosește, dar nu pe a mea, că nu ți-am permis asta. Ei, Hristos îmi dă dreptul, eu sunt mădular în trupul lui. Și eu iau un organ din trupul lui Hristos să-l profanez. Voi vă dați seama despre ce vorbim. Și apoi spun că, de ce nu vii Iisuse, că eu sunt gata pentru întâlnirea cu tine? Spuneam ieri Bisericii Agape și le mulțumesc frumos încă o dată că m-au împărțit cu voi și aseară și astăzi, că am fost invitatul lor. Că mă uit în Biblie și am văzut momente în care oamenii au luat decizii publice și au spus că despre mine eu sunt altfel. Faceți voi ce vreți, dar eu sunt altfel. Mie îmi place să cred că toți de aici suntem curați. N-aș vrea Hristos să spună sunteți curați, dar nu toți. Asta a spus-o ucenicilor. Eu aș vrea în seara aceasta Hristos să spună mă bucur că toți sunteți curați. Asta ar fi mângâierea mea. Dar eu de dragul Domnului și de ciuda vrăjmașilor și să vă mai spun ceva. Pentru aia mai bătrâni, poate de vârsta mea, care tot îmi spun mie că nu mai există tineri curați în lume, că nu mai există tineri care vor să se păstreze curați, că nu mai există tineri serioși. Și vor urmări seara asta. Știți ce aș vrea să vadă? Că în seara asta sunt aici niște băieți și niște fete care se vor ridica în picioare și vor spune, uitați-vă la noi. Noi, prin puterea lui Dumnezeu, ne vom păstra curați în continuare. Amin? Care vreți să arătați lucrul acesta? Ar trebui să vă ridicați. Așa, frumușel. Sau vă temeți că vă vede cineva? Dar ar trebui să vă vadă și biserica și slăviți să fie Domnul. De ce nu? Să fim o armată de tineri. Care dacă trăim, pentru cine trăim? Pentru Domnul. Și dacă murim, pentru cine murim? Și vom spune așa, carnea și oasele și tot pot să mi se nimicească. Dar se vor nimici cum? Curate. Dacă trebuie să plătesc în trupul acesta, voi purta în trupul acesta rănile, semnele lui Hristos, dar nu mă profanez, nu mă închin, nu mă fac ca cei din lume. Și ce spune Scriptura? Se miră unii că nu alergați cu ei la acel așpotop de desfrâu și vă batjocorez. Și ar putea să facă una din biserică, să spună, bă, te-ai ridicat și tu să spui, da, m-a ridicat în puterea lui Hristos, că asta vreau să fiu. O sfântă în continuare.
Și m-aș bucura să mă ajut și tu și chiar să fii model pentru mine. Avem pe aici vreo 2, 3, 4 părinți, avem? Aș vrea să vină părinții aici în față. Hai, frate Onisim și alții, haideți părinții aici în față câțiva. Și uitați-vă la tinerii ăștia și binecuvântați-L pe Dumnezeu. O să vă dau un microfon, dați-ne microfonul încoace. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru astfel de copii. Nu sunt desăvârșiți, că nici noi nu suntem. Dar știți ce spune în seara asta? Vă traduc eu așa. Frate, mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce am păstrat curat. Și unii poate în sufletul ăla a spus așa, frate Iuga, cum ai zis, mi s-a zgâriat un pic groata. Dar am luat hotărârea. De aici înainte, nimic nu se mai atinge de mine, pentru că eu cred într-un Dumnezeu sfânt care mă va ajuta să fiu sfânt și cu trupul și cu duhul. Amin?